O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Consecvent filozofiei mele din ultimii ani, aceea de a recomanda cărți de povești în zilele premergătoare și coincidente sărbătorii Crăciunului, nu o să fac rabat de la acest principiu nici astăzi, chiar dacă rubrica O carte pe zi și-a schimbat locația pe slotul orar al postului Radio România Cultural, devenind o microemisiune de sine stătătoare. În fond, e banal. Într-o țară și într-o lume românească ahtiate să schimbe orice de dragul schimbării în sine, puțină consecvență, chiar nu strică. Ba, aș zice eu, cu o subiectivitate asumată, este de-a dreptul un gest sanitar a te arăta consecvent și egal cu tine însuți. De aceea, astăzi și mâine, pentru că ne pregătim ghetuțele și ciorăpeii, copiii și de ce nu chiar adulții, pentru darurile pe care cu siguranță că Moș Nicolae deja ni le-a pregătit, voi prezenta volume drașelor mici și plăcute chiar și celor mari, cu condiția ca ei să nu uite că au fost cândva copii. Eu cel puțin nu am uitat. Cum nu se poate mai potrivită este, din acest punct de vedere, cartea catalanului Carlos Echeverri, Legende din pădure, zâne, dragoni, pitici și alte personaje, apărută la editura Girasol din București, într-o prezentare grafică de excepție, cea având girul plasticianului barcelonez Jordi Busquets. Așadar, un volum minunat, dăruit de imaginația scriitorului catalan Carlos Echeverri, celor mici, adică exact acele ființe care au credința în fantastic, miraculos și enigmatic și care, cu ochii minții, văd mai clar și mai bine decât noi, adulții nefericiți care am pierdut bunul obicei de a visa. Pădurea magică a lui Echeverri este un loc strașnic. Ea are funcția unui atlas în trei dimensiuni, în care, la fel ca într-un insectar fabulos, sunt prinse sau surprinse în mișcarea și activitatea lor specifică tot felul de personaje magice, cum ar fi vrăjitoarele, zânele, piticii, dragonii, spiridușii și altele asemenea. Iar când am spus că volumul catalanului este un insectar, nu am glumit deloc. Adevărul este că Echeverri afișează cu minuție caracterele tuturor acestor ființe ieșite din comun, decompunându-le potrivit unui criteriu sacrosanct, ce are la bază diferența dintre a fi bun și a fi rău. Potrivit acestui cod moral, vrăjitoarele sunt bune și rele, dar și cele negative au părțile lor simpatice, care chiar merită a fi descoperite, în vreme ce personajele benefice au o fatală zonă de umbră, așa că nu prea e recomandabil să le superi, în ciuda bunătății lor evidente. Mai mult decât atât, povestitorul ne introduce în obiceiurile, datinile, vestimentația, dietele, hobby-urile, meseriile și pasiunile acestor făpturi fantastice care sunt vrăjitoarele, zânele, piticii, dragonii și spiridușii. Astfel, puteți afla cu mirare că, de pildă, vrăjitoarele au ca fel preferat de mâncare șerpi vii cu sos de tomate, iar măturile lor magice numără până la 7 tipologii diferite, fără a le mai adăuga pe cele deja adaptate tehnologiei moderne, căci posedă aripi și motor cu explozie. Dacă adăugați la toate aceste ingrediente literare și fantasmatice și excepționalele ilustrații imaginate de graficianul Jordi Busquets, atunci să știți că, într-adevăr, merită să fiți cuminți pentru a primi în ghetuțe cartea Legende din pădure, zâne, dragon, pitici și alte personaje.